Bun regăsit, dragilor, pe canalul meu de YouTube. Eu sunt Carl Marian, iar în episodul de astăzi vreau să vorbim despre lămâi, respectiv ce condiții trebuie îndeplinite astfel încât să formeze flori și respectiv fructe. Hai să afli ce e de făcut. Sunt sigur că nu de puține ori, de fiecare dată când ai mâncat o lămâie sau o portocală, ai luat o sămânță și ai pus-o în pământ, așteptând să se formeze un pomișor care să-ți ofere aceste fructe minunate. Ei bine, trebuie să-ți spun că pomișorii care apar din semințe nu sunt capabili să fructifice. Sau dacă fructifică, fructifică niște fructe care de fapt sunt niște părinți de bază în formarea hibrizilor, iar fructele sunt greu de consumat. Așadar, recomandarea mea este să cumperi deja un pom gata altuit și gata să fructifice. Sunt foarte mulți hibrizi pe piață care sunt de dimensiuni reduse, respectiv la lămâi poți să cumperi Lemon Ponderosa sau Meyer. Sunt specii care sunt de dimensiuni reduse. De asemenea, poți cumpăra un cumquat, un calamondin. Sunt specii care sunt adaptate condițiilor de interior, fie că stai la casă, fie că stai la apartament. Dar s-a întâmplat ca să cumpere asemenea citric și totuși să aștept să facă fructe și acestea nu mai apar. Ei bine, sunt câteva reguli de aur care trebuie respectate, astfel încât planta să ajungă să înflorească și respectiv să fructifice. În primul rând, trebuie să ții cont că, fiind o plantă cu caracter mediteranean, are nevoie de foarte multe ore cu soare. Respectiv, trebuie să îi asiguri circa 5-6 ore pline de soare. Dacă nu mai chiar 5-6 ore, cel puțin 4 ore trebuie să aibă mult soare. O expoziție sudică, sudestică, sudvestică sunt cele în care planta se va simți cel mai bine. În afară de lumină, să știi că citricele au nevoie și de o udare regulată. Și când spun asta, să știi că nu mă refer să uzi în cantități industriale. Întotdeauna e bine să verifici solul cu degetul ca pe adâncimea de 2-3 cm pământul să fie uscat. Și doar atunci aplici o udare circulară de jur împrejur până când apa va ieși prin orificiile ghiveciului. Să știi că dacă vei uda prea mult, există riscul ca rădăcinile să putrezească. Și atunci, ca prim simptom, să știi că vor începe frunzele să se îngălbenească și să cadă. Dacă putrezirea rădăcinilor este deja prea avansată, să știi că planta va începe să se usuce de la vârf către bază. Sper să nu ajungi niciodată în asemenea situație, pentru că trebuie să respecti câteva sfaturi pe care eu ți le dau. În afara udării, să știi că trebuie menținută foarte bine în cap ideea că citricele au nevoie de un substrat special. Așadar, trebuie să cauți prin hipermarketuri sau florării pământ special pentru citrice. Acesta este un substrat echilibrat cu o compoziție care îi conferă plantei cam toți nutrienții de care are nevoie, pentru că citricii sunt mari consumatori de fier. Așadar, caută pământul special pentru citrice în momentul în care este nevoie să-l transplantezi. Pentru că transplantarea, să știi că nu se face așa mai tot timpul. Citricele, să știi că sunt plante care preferă să stea cu rădăcinile înghesuite în ghiveci. Așadar, trecerea de la un ghiveci la altul se va face cu 2-3-3-5 cm față de anteriorul. Recomandarea mea la transplantare este să folosești un ghiveci de lut. Ghiveciul de lut este preferatul citricilor. De ce? Pentru că permite schimbul de aer între balotul pământului cu rădăcini și mediul exterior. Lutul de asemenea va absorbi excesul de apă din interiorul balotului și va preveni putrezirea rădăcinilor. Pământul de citrice, să știi că este un pământ cu un pH ușor acid și care este îmbogățit întotdeauna cu fier, pentru că lămâii consumă foarte mult fier. Lămâii, citricele în general, sunt mari consumatoare de fier. O altă cerință extrem de importantă în fructificarea citricilor este legată de fertilizare, de o nutriție corectă. De asemenea, să știi că există pe piață produse special create pentru citrice, astfel încât ele să ajungă să înflorească și respectiv să poată susține foarte multe fructe. Sunt extrem de echilibrate, conțin fier, așa cum îți spuneam, zinc, magneziu, toți nutrienții de care planta are nevoie în laboratorul frunzelor, astfel încât să poată genera la un moment dat flori. Pentru că trebuie să știi, înflorirea se desfășoară de regulă în perioada de iarnă-primăvară.
Însă, trebuie să știi că fertilizarea la citrice nu se desfășoară tot timpul anului. Este bine să o aplici undeva în perioada de primăvară, după aceea o susții și în perioada de vară, iar în momentul în care a venit toamna, este bine să te oprești cu fertilizarea. De ce? Pentru că planta oarecum este împinsă cu toți nutrienții să aibă o dezvoltare cât mai vivace și atunci, nemai având condițiile din primăvară-vară, durată de lumină, temperatură, pentru că odată cu venirea toamnei, lumina se reduce ca și intensitate și ca și durată, de asemenea temperaturile scad și atunci planta oarecum intră într-un stres și e posibil să-ți formeze flori și să le pierdă aproape în totalitate. Nu este o problemă atunci când pierde o parte din flori, pentru că este un proces normal, deoarece nu poate susține o asemenea încărcătură de fructe. Însă, dacă observi că în timp nu leagă nicio floare, nu leagă niciun fruct, îți recomand ca cu o pensulă să începi să iei grăunciorii de polen de pe stamine și să-l așezi pe pistil, astfel încât să o ajuți într-un fel sau altul să-i faci polenizarea și ulterior să apară fructele. Evident, ce se întâmplă cu citricele în perioada de iarnă? Mare grijă la temperatură. Să știi că stresul datorat temperaturilor, din cauza temperaturilor, poate determina pierderea bruscă a frunzelor. Marea majoritate a citricilor, să știi că nu suportă temperaturi sub 18 grade. Așadar, fie l-aduci într-un balcon, fie în casă, în perioada de iarnă, dacă temperatura din mediul în care el stă este prea ridicată, îți recomand să folosești farfurioarele acelea cu pietriș, de care mai vorbeam în episoadele anterioare, cu apă, astfel încât prin evaporare se asigură umiditatea de care planta are nevoie în perioada de iarnă. Ce trebuie reținut este că în perioada de primăvară, așadar, după ce observa că temperaturile nocturne din primăvară încep să se stabilizeze și avem temperaturi pozitive de mai mari de 18 grade Celsius, îl poți scoate afară în grădină, dacă există, sau în balcon, în expoziții însorite, așa cum spuneam adineauri. Îți recomand să nu stea pe direcția vânturilor, să stea într-un loc oarecum protejat, dar unde să bată soarele. Și astfel toate aceste condiții le va ajuta să înflorească și respectiv dacă a format flori să țină fructele în continuare. Trebuie să știi că pe perioada iernii există posibilitatea ca planta să fie atacată de păduchi, de păduchele lănos, de păduchele țestos. Este ușor de reperat, întrucât lasă pe frunze ceva ce seamănă cu picăturile de miere. Acelea sunt excrementele dăunătorilor. Recomandarea mea este să intervii cu puțină apă și alcool sanitar și cu puțină vată să ștergi frunzele, să elimini cam tot ce se vede, după care să aplici un tratament cu Actara, este un insecticid. Tratamentul poți repeta încă o dată după circa 7 zile și atunci planta va fi protejată de acești dăunători. Cam acestea sunt recomandările mele. Sper să te ajute ca citricii tăi să ajungă să înflorească și respectiv să fructifice. Eu îți mulțumesc pentru vizionare. Până data viitoare, nu uita să te abonezi la canalul meu de YouTube și să ne revedem curând cu noi episoade din lumea plantelor.